Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru ziua de 31 iulie, să vedem cum va fi și ultima zi din luna iulie, care va fi energia zilei de 31 iulie. Dar înainte să încep, vă anunț că, cu toate că am spus că dau drumul la abonamente de pe data de 1 august, am dat ceva mai repede. Adică de astăzi, deja abonamentele sunt active, cei care doresc să-și facă abonament, îi 50 de lei pe lună, unde veți beneficia de alte videoclipuri, alte teme față de ce veți găsi aici, mai multe sfaturi care nu vor fi aici. Pe lângă toate acestea, veți mai beneficia și o dată pe săptămână de vom face un live și vă voi răspunde la întrebări. Primul live pe care îl voi face va fi duminică. Deci până duminică aveți timp să vă abonați cei care doriți. Voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări, dar acolo va fi voi face câte un live în fiecare săptămână. În prima fază vom face o dată pe săptămână. După, dacă vă adunați mai mulți, facem și de două ori pe săptămână, dacă e cazul și în fiecare zi, pentru a vă răspunde la cât mai multe întrebări. Dar momentan începem la un live pe zi, plus sfaturi, plus alte videoclipuri care nu le veți găsi și aici. Ok. Dar să începem cu energia zilei de 31 iulie. Să vedem pentru zodia Berbec cum va fi energia zilei de 31 iulie. Berbecii, dacă își pun ceva în plan, pot să și obțină. Dorințele lor în această zi sunt ascultate. De această dată, dorințele berbecilor sunt auzite și se pot și îndeplini, dacă își doresc acest lucru cu adevărat. Pentru unii dintre ei, pe data de 31 iulie, vor pleca la un drum, undeva cel puțin minim 50 de kilometri, maximul poate să fie și 1000 de kilometri. Nu putem spune exact pentru fiecare berbec câți kilometri va face, da? Dar mulți dintre berbeci pe data de 31 iulie vor pleca la un drum. E posibil ca rezolvarea problemelor berbecilor să vină de la o femeie din zodie de apă sau de aer și să-și poată îndeplini dorințele mult mai ușor și mult mai repede. Cam atât am avut de spus pentru zodia Berbec. Voi trece la zodia Taur să vedem energia zilei de 31 pentru cei din zodia Taur. Cei din zodia Taur văd că au o situație destul de bună, însă o mare parte dintre voi, cei din zodia Taur, dar taurii au primit o ofertă, probabil, și se gândesc destul de mult la ea dacă să o accepte sau nu. Dar dacă o acceptă, oferta, să știți că este destul de bună și o poate fi luată în considerare. Însă, e clar, pentru această ofertă, probabil, trebuie să renunțați la ceva. Însă, este ceva benefic. Chiar dacă, nu știu, poate trebuie să plecați undeva departe și să renunțați oarecum la familie, că e clar, familia rămâne acasă, voi trebuie să plecați undeva departe, dar chiar dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să vă gândiți că îi puteți ajuta material, mai ales dacă este nevoie, și toate lucrurile după vor fi mult, mult mai benefice. Să vedem la Gemeni, energia zilei pentru Gemeni.
La gemeni cărțile se lasă destul de mult așteptate, dar până la urmă, cu siguranță, vor fi. Da. La gemeni nu stă situația tocmai bună, pe data de 31, într-un fel, dar într-un fel este bună. Și o să vă explic de ce. Unii dintre cei din zodia Gemeni probabil trebuie să renunțe la familie, probabil trebuie să le renunțe la un loc de muncă, probabil, indiferent despre ce, la ce renunță, e clar că nu este o perioadă tocmai de fericire. Dar prin această renunțare, în timp își vor găsi echilibru, pentru că și-au cam pierdut de ceva timp echilibru, iar acum trebuie să și-l regăsească. Și odată ce pleacă din situația în care se află, își vor găsi și echilibru. Pentru cei care, din câte văd aici, sunt persoane care e posibil să meargă la un control, la o operație, la un tratament, la ceva de acest gen, pot să vă spun doar că acest tratament va fi cu succes sau această operație, în funcție de fiecare ce are de făcut, analize sau ce este, va fi cu foarte, foarte mult succes și odată ce veți face acest tratament, această operație, în funcție de ce aveți fiecare de făcut, să știți că lucrurile vor fi foarte, foarte bune. E clar, o să urmeze acea perioadă de recuperare, care poate să vi se pară puțin mai grea, dar o să vă intrați cu viața în normalitate, pentru că probabil voi, din cauza problemei de sănătate pe care ați avut-o, v-ați pierdut puțin echilibrul. Dar acum, odată ce veți face operația, tratamentul sau indiferent despre ce este vorba, veți rezolva această problemă și vă veți găsi liniștea și fericirea și pacea în familie. Să vă puteți bucura de copii și chiar și nepoți acolo unde este cazul. Dar să trecem la cei din zodia RAC. Să vedem pentru cei din zodia RAC cum va fi ziua de 31 iulie. Cei din zodia RAC, pot să vă spun că ați primit o ofertă, indiferent că este de muncă, indiferent că este o ofertă de iubire, sau poate ați cunoscut pe cineva în această perioadă și vă gândiți poate la acea persoană să formați un cuplu sau ceva de acest gen, însă trebuie să fiți foarte atenți pentru că persoana respectivă ori încă mai are pe altcineva, ori încă nu și-a clarificat toate lucrurile din trecut și nu este în acest moment pregătită pentru a începe o nouă relație sau cel puțin nu o relație suficient de stabilă. Da? Deci fiți foarte atenți pentru că e adevărat că poate până acum ați fost într-o stare de stagnare, ați stagnat atât pe plan sentimental cât și poate pe plan material, însă e bine să fiți foarte atenți cu cine mergeți alături, că indiferent dacă vi s-a făcut oferta de muncă sau de iubire, situația poate fi benefică dacă voi sunteți atenți și gândiți și părțile pozitive și părțile negative și acolo unde vedeți că părțile negative sunt mai multe, să luați anumite măsuri, să spuneți eu nu vreau așa, mie nu-mi place așa, eu vreau diferit. Și atunci situația se rezolvă și poate fi benefică pentru voi. Să trecem la cei din zodia Leu. Wow! Au căzut prea multe cărți. La cei din zodia Leu, data de 31 iulie, cei din zodia Leu
acolo unde vorbim de faptul că sunteți amante, ceva de acest gen, atenție mare, pentru că se poate afla despre această situație și nu o să fie o situație tocmai ușoară pentru voi. E bine să fiți un pic mai precauți. E adevărat că poate sunteți îndrăgostiți până peste cap, însă oricât v-ați dori voi ca această relație să se oficializeze, nu se oficializează în acest moment, probabil în timp, dar nu acum. Acolo unde sunteți într-un cuplu și nu e problema de amant-amantă, ci pur și simplu o relație între două persoane care au fost singure, da? Acolo putem vorbi să se finalizeze cu un contract. Dar de asta vă zic, voi știți în care dintre situații vă situați și știți cum să puneți problema pe mai departe. La locul de muncă, pe data de 31 iulie, nu văd schimbări. Din contră, dacă nu sunteți atenți, e posibil să aveți mici discuții. Dar nu e ceva care să vă afecteze foarte, foarte mult. Să trecem mai departe la Fecioară. Să vedem pentru cei din zodia Fecioară. Wow! Unde vă grăbiți, dragilor? Bun. Cei din zodia Fecioară își doresc să li se îndeplinească anumite lucruri, doar că probabil au fost puși în situația să aleagă. Probabil își doresc să plece undeva departe, în străinătate, poate la muncă, dar cei de acasă or fi spus, poate au spus, nu e cazul să pleci, avem tot ce ne trebuie, rămâi acasă și așa mai departe. Însă persoanele din zodia Fecioară își doresc foarte, foarte mult să plece și până la urmă, într-adevăr, vor pleca, cu toate că atunci când pleacă o să fie o situație ceva de genul ok, am convins-o sau l-am convins, am plecat, dar după e clar, o să urmeze o perioadă în care o să se gândească foarte mult la ce este acasă, la ce au lăsat în urmă, însă până la urmă totul va fi bine și cei din zodia Fecioară știu acest lucru pentru că au intuiție. Această situație se va rezolva, e posibil să se rezolve într-o zi, adică pe data până mâine, data de 31 iulie, dar în același timp pentru foarte multe dintre fecioare este posibil să se îndeplinească în maxim o lună de zile. Chiar dacă este energia zilei de 31, pentru multe persoane va fi o lună de zile. Ok, să trecem mai departe la balanță, să vedem energia celor din zodia balanță. Și din zodia balanță, atenție mare că unii dintre voi aveți niște lucruri sau faceți niște lucruri care nu sunt tocmai corecte. Probabil că vi s-a spus deja acest lucru. Însă voi țineți de ideile voastre și cam atât. Atenție mare! Pentru că mulți dintre voi aveți anumite vicii, știți fiecare ce vicii aveți, nu trebuie să vi le enumăr eu. E bine să renunțați un pic la acele vicii pentru a crea echilibru în familie. Altfel, dacă nu veți renunța la acele vicii, s-ar putea să ajungeți la o despărțire și nu ar fi cazul. Din câte văd, aici sunt multe persoane din zodia Balanță care urmăresc acest videoclip și o să ia în considerare ceea ce am spus și o să vadă că lucrurile merg spre bine, nu spre rău. Deci, dacă aveți anumite idei fixe sau o anumită religie de care vreți să țineți sau orice de acest gen,
măcar să fie în sens pozitiv, nu în sens negativ, pentru că cu negativitate nu o să mergeți mult timp înainte. Și o să trecem și la Scorpion. Să vedem pentru cei din zodia Scorpion situația. Da, atenție cei din zodia Scorpion, pentru că s-ar putea să aveți parte mâine de un conflict, un conflict din care puteți ieși învingători dacă știți să gestionați lucrurile. E posibil pentru mulți dintre voi să fie un conflict la locul de muncă. Poate că vreți să vă schimbați locul de muncă sau deja vi l-ați schimbat, dar regretați după fostul loc de muncă. Deci vă doriți poate să lucrați într-o instituție de stat sau ceva măreț, în orice caz. Vorbim despre un loc de muncă cu mai multe posibilități. Dar fiți foarte atenți să nu creați voi acest conflict. Pentru că dacă nu îl creați voi, locul de muncă la care sunteți este foarte bun pentru voi. Dar dacă creați acest conflict, s-ar putea să, ca voi să fiți cei care părăsiți locul de muncă și nu o să fie o situație tocmai plăcută. Deci, atenție mare! Conflictul este posibil să-l aveți cu persoană din zodie de aer. Bun. Să vedem la săgetători. La săgetători vine cât de curând o persoană posibil mai tânără, dar nu neapărat. E posibil să, sau voi să fiți persoane mai tinere, dar nu neapărat. Sau să acționați, sau acea persoană care vine spre voi să acționeze imprudent. Ceva la voi mâine se va schimba sau revine în viața voastră sufletul vostru geamăn. Cred că știți cine este persoana respectivă și a fost o perioadă plecată departe de voi, însă uite că mâine revine în viața voastră și, de ce nu, o să faceți pentru asta poate și o mică petrecere, un mic chef, pentru că este cu o foarte mare bucurie. Această persoană se gândește deja de ceva timp să vină spre voi, iar mâine probabil face pasul și o să vină spre voi. Chiar dacă poate mâine vă trimite numai un mesaj, dar deja a făcut un pas destul de important. Deci sunt lucruri frumoase pentru voi mâine. 31 iulie, da? Să vedem pentru Capricorn. Cei din zodia Capricorn, vă doriți ceva, dar stați destul de mult pe gânduri, nu acționați, e timpul să faceți mesaj persoanei pe care vă doriți în viața voastră sau să faceți un mesaj, un mail pentru locul de muncă la care vreți să faceți un interviu, la locul de muncă unde vreți să mergeți, pentru că șanse aveți. Doar că dacă stagnați, nu veți atrage lângă voi nici locul de muncă pe care vi-l doriți, dar nici persoana pe care vă doriți. Aici văd că vorbim atât despre iubire cât și despre loc de muncă, destul de clar. Voi vă faceți foarte multe iluzii, dar e lipsa de acțiune. Și unde este lipsa de acțiune, e o problemă destul de mare. Și la voi totul se poate rezolva într-o zi, maxim o lună. Acum depinde de cum știți să acționați, cât de repede. Să vedem la Vărsător. Pentru cei din zodia Vărsător. Da, cei din zodia Vărsător, sunteți într-o perioadă din asta. E bine așa cum îi, dacă am, dacă n-am, sunteți foarte așa mai nepăsători, însă în același timp vă și doriți ceva foarte, foarte mult și doriți să vi se îndeplinească.
o anumită dorință, stați destul de mult timp pe gânduri, însă aveți și intuiția că vi se va rezolva la ceea ce vă gândiți și să știți că aveți și dreptate, într-adevăr se va rezolva. Pentru pești, peștii mâine au și ei o rezolvare. Atenție doar, dacă vă susțineți anumite idei, să le susțineți până la capăt și în același timp să le susțineți dacă aveți încredere în ideile voastre și dacă vi se cere să și demonstrați ceea ce susțineți, puteți susține. Dacă nu, lăsați-o un pic mai ușor. Dar noroc pentru ziua de mâine, aveți un noroc foarte mare și mâine va fi o zi foarte, foarte frumoasă și multe din dorințe vi se pot îndeplini. Cam atât am avut de spus și pentru energia zilei de 31 iulie. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!